Să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii suplimentare. Astăzi o să vorbim despre schimbările climatice și le observați cu ochiul liber, pe pielea noastră le observăm, și protecția locuinței, pentru că unul dintre bunurile principale care sunt afectate de aceste schimbări climatice sunt locuințele noastre. Astăzi am câteva invitate speciale, chiar mă uitam acum, Nicoleta Radu, director general PAID România, Oana Radu, director PR la Asociația pentru Promovarea Asigurărilor și colega mea, Andreea Radu, redactor șef la publicațiile Exprim Asigurări. Andreea, începem cu tine. Te rog frumos, spune și mie care este situația la nivel național cu privire la asigurările de locuințe. Bună ziua și bun găsit! Referitor la tema de astăzi, se tem românii de dezastrele naturale? Teoretic, da, practic mai puțin. De ce spun asta? Pentru că peste jumătate dintre români spun că se tem de cutremur, iar alți 7 din 10 români s-au declarat interesați și foarte interesați de asigurarea locuințelor conform unui studiu UNSAR, Uniunea Asigurătorilor din România. Însă, ce vedem în realitate? Chiar dacă în ultimul an a crescut ușor numărul locuințelor asigurate, vedem că încă 4 din 5 locuințe sunt neasigurate și neprotejate în fața dezastrelor naturale, precum inundații, alunecări de teren sau cutremuri. Așadar, o întreb pe doamna Nicoleta Radu, care este situația actuală a locuințelor asigurate la nivel național? Bună ziua! În momentul de față, din păcate, tot 4 din 5 locuințe nu sunt asigurate. Dintr-un total de 9,3 milioane locuințe câte sunt înregistrate la Institutul de Statistică, doar 1,8 milioane sunt asigurate. Deci iată că, deși numărul asigurărilor obligatorii crește, el nu crește într-un ritm atât de mare, astfel încât să eliminăm riscul ca locuințele să rămână, să fie neasigurate în fața unor dezastre cu adevărat de amploare. Pentru a fi mai bine înțelese aceste asigurări, atât cele obligatorii cât și cele facultative, ce ar trebui să știe românii despre ele? Ar fi bine să punem accent mai mult pe importanță, mai mult pe beneficii, mai mult pe protecție socială. Cum ați gândit strategia, cel puțin pentru anul ăsta și perioada următoare? Păi, în primul rând, așa cum o spun mereu, oamenii trebuie să știe că acest tip de protecție există prin asigurare. În ceea ce privește asigurarea obligatorie, această poliță este primul pas în asigurarea locuinței. Deci ca să ai locuința asigurată împotriva dezastrelor naturale, este absolut obligatoriu să îndeplinești această condiție, respectiv să ai o poliță de asigurare obligatorie, care acoperă daunele produse locuinței de cele 3 dezastre de impact pentru România, alunecări de teren, inundații, dar mai ales cutremure. Prin obiectul asigurării îl constituie locuințele, așa cum am spus, locuințele proprietate celor persoanelor fizice din România, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscale. Așadar, locuințele sunt cele asigurate, exact. Nu anexele, nu alte lucruri, nu partea de conținut a locuinței. Exact. Pentru toate acestea, o spun de fiecare dată, pentru a avea o asigurare completă și a fi protejați împotriva acestor riscuri, este foarte important să se apeleze și la o poliță facultativă pentru ceea ce nu este acoperit de polița obligatorie.
Să dezvăluim și partea de tarife, pentru că prima întrebare pe care am primit-o este cât costă o astfel de asigurare. Răspunsul e foarte simplu, pentru numai 20 de euro pe an, adică mai puțin de 2 euro pe lună, puteți să calculați și pe săptămână și pe zi să vedeți cât de puțin e, din valoarea casei dumneavoastră, 20.000 de euro sunt asigurate. Cutremur, inundații, alunecare de teren. Dacă vreți să asigurați partea de conținut, adică bunurile, sau diferența între această valoare de 20.000 de euro și valoarea casei, doamna Nicoleta Radu spune că e bine să apelați la o poliță de asigurare facultativă. Nici acolo tarifele nu sunt foarte mari. Așa că, funcție de valoarea apartamentului sau casei pe care o aveți, undeva la 100-120 de euro pe an, probabil că puteți să obțineți o asigurare în niște condiții foarte bune. Vorbind despre populație, luna aceasta a început o nouă ediție a campaniei naționale de informare, octombrie, luna asigurării locuințelor. Oana Radu, pentru a câta oară Asociația pentru Promovarea Asigurărilor face această lună a asigurării locuințelor? Pentru că, iată, a devenit o tradiție. Pentru doar a noua oară, aș spune, pentru că sigur va fi nevoie de multe altele de acum încolo. Am început în 2013, suntem la a noua ediție a campaniei Octombrie, luna asigurărilor de locuințe. Sigur că noi tot anul încercăm să promovăm conceptul și mai ales necesitatea asigurării de locuințe, dar în luna octombrie e un efort concentrat, dacă putem să-l numim așa, în această direcție. Este o lună în care am vrea ca fiecare să-și găsească măcar un moment în care să se gândească dacă și-a asigurat locuința, dacă nu, de ce nu. Și dacă nu, cumva ar fi cazul. Și dacă da, să se felicite și să continue să-și reînnoiască polița. E foarte frumos spus. Dacă trecem așa un pic prin edițiile anterioare, n-aș vrea să creadă cei care ne ascultă că această campanie se repetă an de an în aceiași parametri. Am văzut că ați fost foarte creativi și în fiecare an a avut o altă temă. Anul acesta, pe ce se pune accent în cadrul acestei campanii sprijinite de întreaga piață de asigurări? Am încercat în fiecare an, într-adevăr, să punem această idee a asigurării de locuință într-un context mai larg, un context care afectează viața fiecăruia dintre noi. Vrem să înțeleagă fiecare proprietar de locuință din România că nu este o campanie strict pentru un produs financiar, adică o altă campanie care se convingă să-ți mai cumpere o poliță de asigurare, este o campanie care se facă să înțelegi că locuința ta, într-adevăr, este expusă la foarte multe riscuri, din păcate, mai ales în România, dar trăim într-o țară cu riscuri numeroase care ne pot afecta locuința. Și în acest an, pentru a doua oară, pentru că este o temă foarte importantă și ne-am dorit să o reluăm, e adevărat în altă formă și cu alte concepte creative, dar reluăm o temă foarte importantă, este aceea a protejării mediului. Pentru că până la urmă mediul înconjurător este un fel de casă a propriei noastre locuințe și având grijă de mediu, avem grijă și de locuința noastră. S-a vorbit foarte mult în ultima vreme despre cât de importante sunt schimbările climatice și cât de mari sunt riscurile la care suntem expuși, chiar dacă nu conștientizăm în viața noastră de zi cu zi. Iată, avem teme importante în prezent, vorbim despre pandemie, despre impactul asupra economiei și așa mai departe, dar totuși problema mediului înconjurător nu poate fi ignorată. Așadar, da, aceasta este tema globală în acest an. Plecăm de la nevoia de a proteja mediul înconjurător și arătăm prin numeroase infografice, videografice, mesaje cheie, cum toate aceste măsuri, chiar dacă par insignifiante luate la nivel individual, pot avea un impact pozitiv și, în definitiv, ne pot ajuta să avem grijă și de locuința noastră, desigur, la pachet venind și o asigurare pe care fiecare dintre noi nu numai că poate, ci chiar trebuie să o facă pentru propria casă. Cu alte cuvinte, vorbim despre mediu și remediu, și iar remediu în cazul nostru sunt cele două polițe de asigurare. Cea obligatorie, 20 de euro pe an, chiar e 10 euro în cazul locuințelor din materiale neprelucrate termic. Asta înseamnă lemn, chirpici sau orice vă imaginați, dar nu cărămidă și alte chestii care au trecut prin foc. Mă gândesc că dacă nepurtarea centurii de siguranță, statisticile arată că îți dublează riscul de deces, lipsa unei asigurări de locuință îți cam triplează riscul de a trăi sărac dacă se întâmplă ceva. Ne aflăm la Ora de Risc, discutăm despre schimbările climatice și protecția locuințelor și le am alături pe Nicoleta Radu, director general PAID România, pulul de asigurare împotriva dezastrelor.
Este o companie care are ca acționari companii de asigurări, funcționează sub o lege extrem de strictă, are cel mai mare program de reasigurare din toată Europa și, doamna Radu, aș vrea să ne vorbiți puțin de acest program de reasigurare, pentru că una dintre temerile românilor este aceea că ei plătesc o poliță de asigurare chiar dacă plătesc doar 20 de euro și dacă se întâmplă ceva nu primesc nimic, că se spune compania de asigurare nu are bani. Cum e cu reasigurarea aceasta și cum de-am ajuns atât de celebri la nivel european și mondial cu reasigurarea noastră? Da, dumneavoastră știți că ăsta e un subiect care îmi place foarte mult, pentru că, într-adevăr, PAID în momentul de față are un program de reasigurare de care poate să fie mândru și care îi dă deja o recunoaștere internațională fără niciun fel de dubiu. Ce se întâmplă? Noi, ca societate de asigurare, ați spus, ați menționat, funcționăm în baza unei legi și această lege ne pune în sarcină să coordonăm această activitate de a avea fonduri suficiente în orice moment pentru a despăgubi pe cei care ar putea avea daune ca urmare a unui eveniment natural. Aceste fonduri sunt foarte consistente și cred că toată lumea își dă seama că pentru o primă pe care o plătește de 20 de euro, nu poate beneficia de 20.000 de euro decât dacă noi, compania care gestionăm această asigurare, cumpărăm la rândul nostru reasigurare de la piețele internaționale. Noi, bineînțeles că suntem în momentul de față o companie foarte stabilă. Drept urmare, programul nostru este unul suficient cât să acopere toate daunele care ar putea apărea pentru un eveniment, cel puțin vorbim de evenimentele foarte mari de tipul cutremurului din 1977. Programul nostru, ați spus, are valoare de, are o, programul nostru este de 1 miliard de euro și este plasat la companii de reasigurare de top din lume. 50% dintre companii sunt de rating AA. Vreau să mai spun că prin acest program de reasigurare noi luăm un risc de 1 miliard de euro din România și îl distribuim către piețele de reasigurare din lume. Iată că prin asta putem să fim siguri că, și el este foarte distribuit către mulți reasigurători în lume, astfel încât niciunul din momentele în care ar putea apărea un eveniment oriunde în lume, noi să nu putem să ne recuperăm acești bani din reasigurare. Este bine să știm asta, să avem siguranța că se întâmplă, deci există rezerve aici, în țară, și există acest program de reasigurare de 1 miliard. Făceam un calcul acum, dacă cele 1,8 milioane de locuințe ar trebui dat, ar fi toate distruse deodată, ceea ce este imposibil să se petreacă. Oricum, acest program de reasigurare ar putea să le acopere. E adevărat, acoperă doar 20.000 de euro per locuință și atunci e bună asigurarea facultativă. Zilele acestea am văzut pe social media, nu știu dacă este și pe TV, cred că da, o campanie foarte interesantă în care cele trei riscuri personificate în trei persoane, deci cutremurul, inundația și alunecarea de teren, merg la psihiatru, pentru că evident au propriile lor probleme și produc pagube și altora. Este o campanie absolut deosebită și vreau să ne vorbiți un pic mai mult despre ea. Cum ați gândit-o, cum ați conceput-o, la cine vreți să ajungă și așa mai departe. Da, după cum știți, noi suntem preocupați în permanență să transmitem oamenilor mesajul nostru referitor la beneficiile pe care acest tip de asigurare îl poate avea.
Și de aceea, ca să fac o legătură și ce spunea Oana mai devreme, noi suntem un partener loial pentru toate manifestările care au ca obiect acest lucru și încurajăm evenimentele care își propun să ducă acest mesaj către locuitori, către cetățenii României. În legătură cu campaniile noastre, da, în momentul de față desfășurăm două campanii. Amândouă le derulăm deja. Prima este cea care are sloganul Natura nu ne datorează nimic și care se adresează publicului general. Așa cum prea bine ați observat, aici avem de-a face cu personificarea acestor trei dezastre naturale acoperite de pad. Încercăm să abordăm cu umor, să punem un pic de sarcasm asupra acestui subiect, care, da, este un subiect foarte serios, dar noi vrem să-l facem un pic mai digerabil, mai prietenos, astfel încât oamenii să fie conștienți de pericolele pe care le pot avea, care există în permanență în jurul lor. Forțele naturale sunt într-adevăr periculoase, sunt dezastruoase, dar noi putem să, în momentul în care apar pagube, vina este numai a oamenilor dacă ele nu pot fi recuperate, pentru că există această soluție, soluția asigurării, o avem la îndemână și practic acesta este singurul element asupra căruia avem control. Se spune că aceste catastrofe sunt date de către bunul Dumnezeu. Asta este așa o observație generală și atunci oamenii se așteaptă ca să fie salvați de către acesta sau la voia lui și așa mai departe. Dar stau să mă întreb și nu e nevoie să-mi răspundeți la întrebarea asta, dacă bunul Dumnezeu ne-a pus la dispoziție și asigurările, de ce să nu le folosim? Mă întorc la Oana Radu. Oana, ce obiective și strategii aveți pentru perioada următoare în ceea ce privește campaniile de informare și nu numai? În ceea ce privește strategia, pentru că, oricum, de când am început, de acum 9 ani, ne-am dat seama că online-ul este mediul în care putem acoperi cel mai bine publicul vizat și mesajele noastre se pot transmite cel mai ușor, dar cu atât mai mult cu cât în ultimii 2 ani totul s-a mutat atât de mult către online, intenționăm să dezvoltăm comunitățile pe care le-am construit și la care lucrăm deja de ani buni. În aceste comunități prezentăm subiectul acesta al asigurării locuințelor cât mai aproape de viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Asta încercăm să facem, să aducem subiectul asigurărilor de locuințe din zona financiară în zona preocupărilor cotidiene. De asemenea, așa cum menționam și la începutul acestei emisiuni, vrem să încadrăm subiectul asigurărilor de locuințe în contexte mai largi, cum este acest context al schimbărilor climatice, cum este contextul schimbărilor din punct de vedere economic și de fiecare dată să punctăm foarte clar cu ce ne poate ajuta o asigurare de locuință. Campania noastră vorbește atât despre asigurările obligatorii, cât și despre cele facultative. Explicăm și diferențele, explicăm și complementaritatea și necesitatea fiecăreia dintre ele. Oana Radu a pronunțat cuvântul magic online. Doamna Nicoleta Radu, asigurările obligatorii pot fi cumpărate și online? Pentru că ne preocupă în permanență modul în care aceste asigurări ajung la oameni, am dezvoltat și noi un portal online, astfel încât să dăm posibilitatea tuturor celor care vor să apeleze direct la noi să cumpere poliță de asigurare obligatorie să poată să o facă. Deci da, răspunsul este da, avem și noi un portal online unde cetățenii pot să acceseze oricând cumpărarea unei polițe. Se numește paidromania.ro? Paidromania.ro, da. Ok. Bun, știu că aveți și un call center foarte performant care poate fi apelat în caz de dezastre. Sunt multe schimbări pe care pandemia le-a accelerat. În cadrul acestor schimbări, știu că ați folosit și formule clasice, adică discuțiile de la om la om. Și știu că ați fost prin toată țara, într-un fel de misiune de evangelizare a primăriilor și autorităților locale.
Ce rezultate au avut aceste vizite la fața locului? Bun, vreau să vă spun că și pentru aceste autorități am pregătit o campanie și de altfel pentru toți stakeholderii am pregătit o campanie pe care le-am dedicat-o și care funcționează sub sloganul 20% nu este suficient. 20% fiind gradul de cuprindere în asigurarea obligatorie. Deci vrem să conștientizăm prin această campanie pe toți cei care ar trebui să ne fie parteneri în acest demers, să înțeleagă importanța acestei asigurări și să se implice în acest proces de adresare a acestui subiect către populație. Deci pentru a face posibil această campanie, am organizat întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale din toată țara, iar în cadrul acestor întâlniri am încercat într-o manieră mult mai clară și directă, așa cum ați spus, să explicăm ce înseamnă această asigurare, de ce este ea utilă, cum ar putea să fie utilă autorităților și cum ar putea ea să degreveze în anumite situații bugetele locale și centrale de anumite sume pe care le-am putea reorienta către alte priorități. Surpriza noastră a fost una plăcută, pentru că autoritățile au început să fie destul de atente la mesajul nostru, au început să reacționeze și, de fapt, ăsta este lucrul pe care noi ni-l dorim. E extraordinar ce auzim. Aș fi curios să-mi spuneți care sunt cele mai harnice primării din la nivel național. Și aș vrea să știu dacă și Bucureștiul se numără printre aceste primării harnice. Da, să știți că Bucureștiul este o primărie harnică, dintotdeauna Bucureștiul a stat bine, dar nu stă cel mai bine. Cel mai bine din țară stă primăria în continuare, stă primăria Brașov, unde gradul de cuprindere este undeva la 46%, ceea ce față de 20 câte media pe țară este considerabil mai mult. Bucureștiul se află undeva la 41%. Avem de asemenea primăriile Timișoara, Sibiu, mai avem orașe unde avem grad de acoperire foarte bun în voluntari, avem foarte bun grad de acoperire. Arad, iarăși, este un municipiu unde avem un grad de acoperire bun și unde s-au luat și măsuri pentru promovarea acestei asigurări. Deci încep ușor, ușor. E drept. Nu e atât de ușor acest proces de promovare a acestei asigurări, dar cu perseverență, cu ambiție, cu efort, aș spune, că toate aceste acțiuni necesită efort. Să știți că se mișcă ceva în sensul în care oamenii încep să înțeleagă. Este un lucru care ne bucură foarte mult. Vedem că schimbările climatice, Oana Radu, sunt tot mai reale, tot mai apropiate de noi, produc pagube din ce în ce mai mari și mai surprinzătoare la noi în țară. Ce i-ați sfătui ca și asociație pentru promovarea asigurărilor, ce i-ați sfătui pe români să facă în ceea ce privește asigurarea de locuințe și de bunuri? Care ar fi principalele argumente ale unei campanii bine făcute? În primul și în primul rând, îi sfătuim să se informeze și, de fapt, cu asta încercăm și noi să-i ajutăm. Asta fac campaniile noastre. Noi le numim campanii de informare. Nu ne place neapărat să le numim campanii de educare, ci mai degrabă de informare, pentru că una este să fie educat, dar dacă nu te apleci asupra unui domeniu să strângi informații despre el, cu siguranță nu vei ști tot ce trebuie. Așadar, primul sfat este să se informeze cu privire la riscurile reale care le vizează locuința. Știm că nu e plăcut să te gândești la ele, e neplăcut să te gândești că poate veni un cutremur puternic sau că alunecarea de teren poate să te afecteze locuința la care poate te duci momentan doar în weekend sau mai știu eu ce alte riscuri,
Dar ăsta ar fi primul semnal să conștientizezi, după care să înțelegi că o asigurare de locuință obligatorie și, recomandăm noi chiar, și cea facultativă în completare, te pot ajuta ca într-o situație extremă să reiei lucrurile de acolo de unde l-ai lăsat, să beneficiezi de un ajutor real. Și vei fi singur, vei trage singur concluzia că ai nevoie de o asigurare de locuință care nu e deloc prea scumpă. Cum spuneam, dacă nepurtarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, dacă nu-ți închei asigurarea de locuință, îți triplezi riscul de a trăi sărac dacă se întâmplă ceva, pentru că pe lângă cutremure, alunecări de teren și inundații, mai există inundații de la vecini sau către vecini, există incendii, există furturi și pentru asta există și asigurare facultativă. Doamna Nicoleta Radu, suntem la finalul emisiunii. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru, o singură idee, un singur concept din tot ce am spus noi astăzi, care ar fi acela? Mesajul meu este foarte simplu. Natura nu ne datorează nimic. Noi trebuie să ne asigurăm casele pentru că e singura metodă prin care putem să fim siguri că am putea să recuperăm ceva în urma unui dezastru. Mulțumesc frumos invitatelor mele. Tema zilei a fost schimbările climatice și protecția locuinței în România pentru români. Am discutat cu Nicoleta Radu, director general al Poolului de Asigurare împotriva dezastrelor, și Oana Radu, director PR la Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Noi ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați, asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până nu ai nevoie o primă sau uneori o singură dată de ele. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.